Ne așteaptă zile de foc. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă până în 6 iulie. În această perioadă, temperatura va ajunge la 35 de grade. Astăzi, în nordul țării va ploua, iar în regiunile de centru și sud, cerul va fi variabil. La Briceni vor fi 26 de grade, iar la Soroca se așteaptă cu unul mai mult. La Bălți sunt prognozate 29 de grade, iar la Orhei 31. La Tiraspol și Leova se vor înregistra 33 de grade, iar la Comrat și Cahul termometrele vor indica 34 de grade. Astăzi, în capitală, cerul va fi variabil și se vor înregistra 32 de grade. În următoarele zile ne așteaptă vreme caniculară, dar sunt prognozate și ploi cu descărcări electrice. Termometrele vor indica până la 34 de grade ziua și între 19 și 22 de grade Celsius noaptea. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 36 de grade, iar la Paris 24. La Londra va ploua și se vor înregistra 21 de grade. La Berlin, termometrele vor indica 23 de grade, iar la Roma 30. La Viena, Budapesta și Belgrad sunt anunțate 27 de grade, iar la Praga și Varșovia cu unul mai puțin. La București se va încălzi până la 32 de grade, iar la Atena până la 34. La Kiev și Moscova sunt prognozate ploi și vor fi 28, respectiv 24 de grade. La Ankara, maxima va fi de 36 de grade.